Vă salut cordial, dragi liceeni din clasa 11-a. Sunt Lidia Negară, profesor de limba și literatura română, specialist în lingvistică și comunicare. Suntem la prima oră din unitatea de învățare numărul 4, preromantismul și romantismul, european și românesc, unde vom studia contextul socio-istoric, precum și particularitățile acestor două etape din istoria omenirii. Pentru început, vă provoc la un joc intelectual. Priviți imaginea. Care dintre cele două inteligențe, rațională sau emoțională, o considerați mai importantă în formarea personalității voastre? Dacă ar fi să le puneți pe o balanță, ce procentaj ați acorda fiecare dintre ele? În cazul vostru, care ar avea cea mai mare greutate? Indiferent în care parte ar înclina balanța, cele două inteligențe sunt indispensabile una altă în procesul de armonizare a trăirilor interioare și a evenimentelor exterioare. Simbioza dintre acestea o creează fiecare. Oamenii au nevoie atât de rațiune cât și de sentimente. În primele decenii ale secolului al XIX-lea, ca o reacție împotriva cultului rațiunii, verosimilității, apare cultul sentimentului, al sensibilității. Perioada de tranziție de la clasicism și iluminism la romantism se numește preromantism. Despre aceste două concepte literare vom studia în clipele următoare. Preromantismul, definiție. Mișcare literară și artistică din secolul al XVIII-lea, anterior romantismului, care se caracterizează prin respingerea canoanelor clasicismului, prin adoptarea cultului sensibilității și al naturii, prin gustul pentru pitoresc și exotic. Romantismul, curent artistic și literar apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Anglia și la începutul secolului al XIX-lea în Franța, ca o reacție împotriva clasicismului și regulilor lui formale, care a preluat tradițiile naționale și populare, promovând cultul naturii, lirismul, fantezia și libertatea de expresie. În continuare, vă îndemn să analizați aceste două imagini și să le comparați ce asemănări și deosebiri observați. Se aseamănă prin contemplarea naturii, cadrul rustic, predispunerea spre stări de melancolie, nostalgie, jocul de lumini și umbre. În primul caz, prima imagine se deosebește prin motivul ruinelor, comuniunea dintre stările sufletești și schimbările naturii, imaginea vizuală este sumbră și difuză. Cea de-a doua prezintă idealizarea realității, paradisul artificial și naturalețea. Imaginea vizuală este idilică. Spre deosebire de romantici, preromanticii sunt sentimentali, visători, înclinați cu precădere spre stări vagi, spre aspecte minore ale sentimentului. Romanticul este afectat de vise concrete, de utopii revoluționare. Atât la preromantici, cât și la romantici, se regăsește cultul sensibilității și al naturii prin gustul pentru pitoresc. În continuare, vă propun să vă familiarizați cu particularitățile și trăsăturile preromantismului și romantismului. Preromantismul, cunoscut și ca romantism al scriitorilor pașoptiști sau de tip Biedermeier. Particularități. Caracterul național, militant. Dobândirea libertății naționale. Afirmarea națiunii române. Reacția de împotrivire cultului. Elogiul sentimentului și al fanteziei. Caracteristici, motivele, ruinele, nopțile, mormintele, cimitirile, natura rustică și altele. Stări rebele, refugiu, melancolie, stări sumbre, sentimentul naturii. Reprezentanți, Vasile Cârlova, Gheorghe Asachi, Constantin Stamati, Grigore Alexandrescu și Ion Hiliade Rădulescu. Romantismul propriu-zis, eminescian sau romantismul înalt. Particularități. Dimensiunea cosmică e dezvoltată până la exces. Capacitatea de a crea universuri imaginare, alternative ale lumii reale. Aspirația spre absolut. Iubirea perfectă, libertatea deplină și cunoașterea totală. Caracteristici. Motive simboluri. Lacul,
codrul, izvoarele, stânca, teiul, salcia, luna, stelele, floarea, motivul nopții, visul, reveria. Reprezentant unic Mihai Eminescu. În literatura română, elementele preromantice se împletesc cu cele romantice, clasice și iluministe, în opera pașoptiștilor. Pașoptismul. Definiție. Ideologia participanților la Revoluția de la 1848 din țările române, având ca trăsătură principală conștiința individualității naționale, crearea istoriografiei, prețuirea acordată literaturii populare, înclinarea spre explorarea trecutului. Paul Cornea i-a numit pe pașoptiști oamenii începutului de drum. Romantismul Biedermeier este un concept impus de Virgil Nemoianu în studiul Împlânzirea romantismului, care diferențiază între două tipuri de romantism. Romantismul înalt, 1790-1815, și romantismul Biedermeier, 1815-1848. Etapa Biedermeier se fundamentează pe ideea decepției față de principiile romantice, având ca trăsături idealismul, intimismul, temperatura pasiunilor, înclinație spre moralitate, resemnare. Unul dintre reprezentanții literaturii pașoptiste este Grigore Alexandrescu, un poet romantic autentic, atât în poeziile sale patriotice, cât și în elegii și meditații. A cultivat tema istoriei în creația lirică romantică Umbra lui Mircea, La Cozia, unde evocă personalitatea istorică a domnitorului muntean, Mircea cel Bătrân. La Cozia este numele mănăstirii ctitorite de marele conducător. Poezia este o îmbinare subtilă a mai multor specii literare și preia viziunea despre lume a romantismului, Biedermeier. În creație se regăsesc elemente romantice, pașoptiste, elemente clasiciste, elemente iluministe. Elementele romantice, pașoptiste, paseismul, tema istorică, caracterul de meditație al poemului, retorică exclamativă, stilistică antitetică și hiperbolică. Paseismul, tema istoriei naționale. În stil romantic, instanța poetică se adresează direct Woltului, martorul permanent al vitejiilor trecute. Poetul recurge la vocativ și la o interogație retorică. Citez. Woltule, care ai fost martor vitejiilor trecute, cine oar poate să fie omul care te-a îngrozit? Citat încheiat. Meditația filozofică privind scurgerea timpului este conturată de antiteza trecut-prezent. Trecutul este măreț. Vrem de fapte strălucite, dar și plin de tristețe și amărăciune din cauza multor războaie purtate. Acestea fiind bici groaznic, care moartea îl iubește, sau a cerului urgie. Prezentul este superior datorită progresului și civilizației, care au înfrățit națiile prin științe și prin arte, asigurând pace și liniște omenirii. Retorica exclamativă. A venit să-ți povestească fapte ce l-a strălucit. Stilistica antitetică și hiperbolică. Hiperbola este menită să dubleze efectul dat de antiteza dintre trecut și prezent. Citez. Ascultați, marea fantomă face semn, dă o poruncă, oștiri, taberi fără număr împrejurul inviez, glasul ei se întinde, crește, repetat din stâncă în stâncă, Transilvania laude, ungurii se înarmez. Elementele clasice. Simetria compozițională prozodică, dimensiunea de odă. Elementele iluministe, susținerea valorii formative a artelor și științelor, respingerea războaielor. Simetria compozițională prozodică. Din punct de vedere compozițional, finalul poemului este construit în simetrie cu incipitul textului, relevându-se o anumită circularitate prin care se revine la cadrul inițial,
cu scopul de a remarca încă o dată rolul lui Mircea în calitate de figură exemplară a trecutului, chiar în opoziție cu trecutul decăzut. Citez. Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, către țărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc, și ale valurilor mândre generații spumegate, zidul vechi al mănăstirei în cadență îl izbesc. Lumea e în așteptare. Turnurile cele înalte, ca fantome de marveacuri, pe eroii lor jălesc. Și ale valurilor mândre, generații spumegate, zidul vechi al mănăstirei, în cadență îl izbesc. Dimensiunea de odă este conturată de construcția portretului de erou al națiunii române. Întrebările retorice asupra identității acestui viteaz sunt o manieră artistică strălucită a comparării lui Mircea cel Bătrân cu marile personalități istorice. Citez. Cavaler de al credinței sau al tribului stăpân, Traian, cinstea Romei ce se luptă cu natura, uriaș e al Daciei, sau e Mircea cel Bătrân? Susținerea valorii formative a artelor și științelor, respingerea războailor, conturează filiera iluministă a poemului. Citez. Râvna-ți fune obosită îndelunga ta silință, până la adânci bătrânețe pe românii îmbărbătași. Însă, vai, n-ai iertat soarta să încununea ta dorință și al tău nume moștenire libertății să-l lași. Au trecut vremile acelea, vrem de fapte strălucite, însă triste și amare legi năravuri se îndulcesc. Prin științe și prin arte, națiile înfrățite, în gândire și în pace, drumul slavei îl găsesc. Vă îndemn să comentați semnificația a două imagini artistice din text, care ar releva cadrul nocturn al apariției lui Mircea cel Bătrân. Drept sugestie de răspuns, vin cu următoarele. Imaginea vizuală. O fantomă încoronată din el iese. O zăresc. Semnificație. Un element tipic romantic, apariția fantomei încoronate care iese din mormânt, induce emoție și înfiorare. Atmosfera misterioasă, fantastică și înfricoșătoare a cadrului nocturn este ilustrată de ceasul nălucirii. Pentru cel de-al doilea caz, am ales imagini sinestezice. Citez. Mușchiul zidului se mișcă, pântre iarbă se strecoare, o suflare care trece ca prin vine un fior. Râul înapoi se trage, munții vârful își clătesc. Citat încheiat. Semnificație. Natura este umanizată, deoarece elementele sale participă emoțional la întâmplările miraculoase. Imaginile sunt hiperbolizate pentru a realiza măreția copleșitoare cu care marea fantomă poruncește și la un semn oștiri, taberi fără număr, împrejurui înviez. Timpul, după cum spunea Wallach, se scurge într-o singură direcție și omenirea manifestă mai mult interes pentru origini decât pentru rămășițe. Dragi liceieni, vă provoc să descrieți tabloul propus, demonstrând încadrarea acestuia în preromantism. Sugestie pentru răspuns. Reflectarea naturii încântă câmpul vizual prin jocurile de lumini și umbre, ce conturează, prin excelență, preromantismul. Sensibilitatea creatoare trezește la rândul ei imaginația prin pitoresc, exprimând stări sumbre și un puternic sentiment al naturii ca particularitate distinctivă. Simbioza perfectă a naturii cu ruinile profilează tema trecutului istoric. Dragi liceieni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez succes în descoperirea sensibilității creatoare a marelor romantici.